Ceea ce vreau să arăt prin această lucrare este o altă latură a procesului de creație. Peter nu era un om foarte vorbăreț. Observa însă foarte profund lucrurile și gesta îndelung lucrările sale, lucrările sau gândurile sale. Dacă îi cereai o opinie, avea impresia inițial că este absent la reacția pe care tu o așteptai și te trezeai după o vreme mai scurtă sau mai lungă în funcție de complexitatea actului de creație, că îți dă un răspuns absolut surprinzător și de o noutate și de o prospețime, așa ca și inocența copilului care descoperă lumea. Avea această ingenuitate a unei priviri proaspete asupra lumii. La fel se întâmpla cu tot ce observa în jur și de aceea avea nevoie de un impuls din afară care să-i genereze creativitatea. În cazul acestei lucrări, impulsul a venit simplu, banal. Într-o bună zi, un prieten, ca să-l distreze pe copilul Andrei, i-a tăiat un măr într-o formă mai ciudată și a făcut o scamatorie, lăsând mărul întreg, după aceea l-a desfăcut și mărul se împărțea într-un fel de curgere ciudată. A trecut evenimentul și am vrut să mâncăm mărul respectiv, la care Peter m-a oprit, nu, stop. A luat mărul, l-a dus la atelier, l-a studiat și de acolo, din acest mic incident sau, mă rog, mic moment de explicație realistă, a urmat o întreagă serie de lucrări pentru care actualmente fac o serie anumită Grădina mea. Grădina mea a început cu acest măr inițial, în mod premonitoriu, mărul a fost întâiul ca și cel biblic, în care Peter a descoperit de fapt că în miezul fructelor există această dualitate pe care el a căutat-o întotdeauna în viață și care s-a găsit în toate formele lucrărilor sale, această dualitate a masculin-femininului pe care l-a generat. Așa încât mărul nostru are elemente formale care trimit în mod direct la masculinitate și la feminitate, pentru ca să includă în sine universul întreg și felul în care universul crește. Acestui măr i-a urmat după aceea o pară și apoi o întreagă grădină de lucrări, care sunt lucrările din grădina mea. S-a urmărit după aceea cum vânăta s-a feminizat, cartoful, mărul în vari forme și-a căpătat expresia feminității. Dar aici mărul desfăcut și tăiat, de fapt, cuprinde universul întreg, pentru că este mărul lume. În același mod în care însă realitatea îi crea impulsul prim, a generat și alte serii de lucrări pe care, de fapt, acest model, ca să spunem, acest model l-a generat. Și este vorba despre osul cel mai banal, care rămâne rest la masa de duminică, pe care Peter le strângea și de acolo găsea formele pe care i-au inspirat osteozborul, osul, os dual, o grămadă de lucrări în jurul acestui model pe care l-a descoperit. Sau alte mici istorii au generat alte serii de lucrări pornind de la realitate, și lucrurile sunt banale, dar banalitatea el reușea să o smulgă din stratul banalității aceleia de jos și să o transfere într-o altă lume, într-un univers al creației în care lucrurile capătă alt nivel de semnificație. Mingile care veneau de pe terenul de sport, în care mingile de tenis, care scăpau de pe terenul de tenis de alături de atelierul său și care se adunau în așa cuib, zeci de mingi, au devenit o serie întreagă de lucrări
care avea o dinamică, avea o mișcare, avea o curgere, se adunau două, se adunau trei. O întreagă serie de lucrări, cel puțin 20 de asemenea lucrări sunt generate în acest fel. Sau o altă serie care tot așa, dintr-o realitate primară foarte, foarte aproape vulgară, a fost transformat și convertit, salvat din această normalitate de a realității imediate și transferat în sfera artei. E vorba de toată seria de torsuri feminine care au fost generate din banalele doze de bere pe care, ca să faci mai puțin spațiu, le strângi și le arunci la gunoi. Peter le-a adunat toate și toate pentru el, ca într-un joc al unui magician, al unui scamator, toate căpătau carnalitatea unei altui sens. Și toate au devenit o serie de torsuri pe care o să ți le arăt într-o zi în așa desfășurarea lor, pentru că au toate mișcări diferite, toate sunt foarte expresive. Și ce mi-a arătat mie acest lucru, ce m-a învățat pe mine atunci văzându-l, m-a învățat că de fapt dacă noi ne uităm atent la lucrurile, la lumea din jur, de fapt, lumea din jur se poate citi în mai multe straturi și că niciodată nu este un strat de jos. Totul trimite organic la alte straturi de înțelegere. Totul este ca mintea noastră să se mobilizeze și să se transfere, să-și capete această creativitate. Și asta a fost fascinant la Peter, cum în tăcerea lui lumile se amalgamau și influențele de afară se căpătau strălucire și căpătau altă viață și căpătau altă expresie. Și cam asta a fost lumea lui Peter, lume în care 30 de ani eu am rămas în permanență uimită.